O avem alături de noi pe Luciana Pavel, șefa de promoție. Bună, Luciana! Bună ziua! Cum te simți acum că ai terminat facultatea? Sunt foarte fericită, mă bucur tare mult că am ieșit șefă de promoție, mă bucur că am învățat și că am avut asemenea profesori minunați care ne-au îndrumat și ne-au arătat ce trebuie să facem în continuare. Felicitări! Ce te-a determinat să vii la această facultate? Cred că de foarte mult timp, că de când eram mică îmi doream să fiu avocat, așa că mi-a fost ușor să aleg facultatea de drept. Sunt și din Brașov și sunt mândră că am terminat la Transilvania. Ce planuri ai de viitor acum că ai terminat cei 4 ani de studiu? O să dau un barou, o să dau examen în octombrie pentru barou. Mulțumesc mult de tot, multă baftă în continuare și o carieră de succes. Mulțumesc și eu. Ce le urezi viitorilor studenți la drept? Să fie serioși, să învețe și să fie mândri că sunt studenți la Transilvania. Îl avem alături de noi pe domnul director de departament, Ioan Schiau. Bună ziua! Să rămână! Cum sunt studenții de la drept, având în vedere că stați alături de ei zi de zi? Cum sunt ei? Sunt mai diferiți? Ce calități au ei? Cred că studenții de la drept, în linii mari, sunt ca orice alți studenți, adică plini de viață, interesați de toate aspectele vieții și probabil că sunt așa ca un specific studenți aplicați mai mult spre învățătură, pentru că la drept, cum să spun, cantitatea de cunoștințe care se transmite în acești 4 ani este foarte mare și pe lângă aceasta este și foarte dinamică. Dreptul este o știință care evoluează în timp, legislația se schimbă suficient de des pentru ca să nu te plictisești în meseria asta și atunci, practic, dreptul este o profesie în care toată viața înveți. Nu poți să spui că ai terminat educația, cei 4 ani de facultate și ești un om instruit și nu mai trebuie să înveți. În 2-3 ani poți să fii un om needucat în domeniul dreptului dacă nu-ți continui această învățătură. Și atunci, dacă aș căuta un specific al studenților de la drept, probabil că trebuie să fie acela că trebuie să le placă să citească și doi la mână că trebuie să le placă să învețe, pentru că este un efort mai mare decât cel uzual. Deci asta le transmite și proaspeților absolvenți de liceu care urmează să-și aleagă cum facultatea care are să... Sigur că da, și proaspeților absolvenți de liceu și proaspeților absolvenți de drept. Tuturor aș spune să nu uite pentru ce vin sau pentru ce au venit la drept, acum când pleacă, când au absolvit. Au venit ca să învețe, au venit ca să stăpânească tainele unei meserii care nu este ușoară, spre deosebire de percepția publică, că este ușor să fii avocat sau judecător. În spatele acestei atitudini trebuie să stea o cantitate enormă de cunoștințe bine stăpânită. Și atunci celor care vrea să vină la drept, ar trebui să le spun ce le-am spus și acestor absolvenți, că trebuie să învețe și că rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele sunt dulci. Ați avut și dumneavoastră emoții alături de studenți la cursul festiv? Fără îndoială, cu fiecare promoție care ne părăsește, ceva în viața noastră se schimbă. Practic e o despărțire, ca orice despărțire produce și regrete. Nu pot să nu fi emoționat și din perspectiva noastră a profesorilor, dar și din perspectiva lor, pentru că este momentul în care ei și-au zborul. Sunt ca niște pui pe care noi, nu vreau să spun că i-am ocrotit, dar i-am învățat să zboare și acum zboară singuri. Da, ce urmează pentru ei? Ce le rezervă viitorul? Se găsesc locuri de muncă momentan în acest domeniu? Eu cred că pentru o mare parte dintre ei, ceea ce urmează este continuarea desăvârșirii pregătirii profesionale, adică accederea la un masterat. La un masterat care să completeze ciclul de învățământ potrivit noilor cerințe ale, cum se numesc, ciclului Bologna. Pentru ceilalți care vor într-adevăr să profeseze dreptul, înseamnă că urmează pregătirea pentru examenele de admitere la Institutul Național al Magistraturii, la Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților sau la examenele de avocați, notari și așa mai departe. Practic, acum niciuna dintre aceste meserii nu mai poți să intri fără un examen foarte serios. Și atunci asta îi așteaptă. Piața muncii nu este deosebit de ofertantă.
nici în momentul ăsta, nici acum 10 ani, să zicem. De ce? Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe facultăți de drept și numai cei mai bine pregătiți reușesc să acceadă. Dar o asemenea pregătire, facultatea de drept, te ajută foarte mult să profesezi în diverse alte domenii. Deci nu trebuie neapărat să fii un avocat, un jurist. Poți să faci multe alte profesii care sunt colaterale, să spun, sau care prezintă o anumită legătură cu domeniul dreptului. O avem alături de noi pe Sertia Georgiana. Bună, Georgiana! Bună ziua! Studentă la drept, bineînțeles. Ce sentiment ai acum că ai terminat facultatea? Un sentiment de bucurie, emoție, parcă abia așteptam să termine ca să ajung să și profesez efectiv, să pun în practică ceea ce am învățat de-a lungul acestor 4 ani, dar în același timp și de un pic de tristețe, pentru că într-un fel mă despart de colegii cu care am petrecut 4 ani de zile, care mi-au fost alături, cu care am petrecut momente de neuitat. Desigur că o să mai păstrăm contactul, dar anii de studenție nu se uită, sunt chiar cei mai frumoși ani din viața oricărui om. Ai avut susținători, au venit părinții, prietenii astăzi? Da, au venit părinții mei, câțiva prieteni și, bineînțeles, iubitul meu, căruia îi mulțumesc frumos că a venit, pentru că prin intermediul facultății l-am cunoscut. Ce planuri ai acum de viitor? Îmi doresc să încerc anul acesta la Institutul Național al Magistraturii, îmi doresc o carieră ca procuror. Acum știu că este mult de muncă și sper să fac față exigențelor și să pun în practică în mod corespunzător ceea ce am învățat și să fiu mândră de mine și să-i fac în același timp și pe profesori pe care i-am avut mândri de mine. Ce le urez viitorilor absolvenți de liceu? Ce... Le urez să încerce această carieră în drept, doar dacă își doresc din suflet să nu fie împinși de părinți, pentru că este foarte mult de muncă, este foarte mult timp dedicat acestei cariere. Și nu se poate să o lăsăm în delăsare. Am înțeles. Mulțumesc mult și multă baftă pe viitor!